Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire pentru zodia Săgetător, ascendent Săgetător, pentru o viitoră apropiată, să vedem ceva neobișnuit, neașteptat, un noroc neașteptat pentru zodia Săgetător, care ar putea fi în viitor apropiat. Ce se poate întâmpla? În viitor apropiat poate că aveți o petrecere, o întâlnire, o noutate, poate ține și de voi, poate ține și de niște bârfe care țin de statutul vostru de persoană tânără, de căsătorită, de măritată sau o persoană care aveți un aspect tineresc, sunteți în permanență la modă sau într-un loc nou, cumva văd aici că aveți o reușită, chiar e vodia voastră Săgetător, să zic așa, norocul este cum îl faceți voi. Și posibil să apară și un îndrăgostit, să descoperiți că sunteți iubite, este un noroc pentru voi. Cineva vă inspiră, cineva vă gândește, poate fi un îndrăgostit, poate fi un artist, o persoană romantică, văd aici. Cineva care vă invită poate la o petrecere, într-adevăr, poate fi un artist. Puteți avea un dar, un câștig, un motiv de bucurie. Noroc pentru voi poate fi și un câștig la un joc, să jucați la loto, cum ar fi, și să câștigați. Sau relația voastră de cuplu, care o aveți, pentru voi e noroc partenerul vostru, pentru că el vă și susține în ceea ce faceți voi, vă inspiră, vă și aduce niște beneficii. Împreună, lucrând împreună, poate că sunteți într-un succes. Cumva sunteți într-o popularitate, văd aici, deci puteți avea o reușită, o realizare, niște evenimente la care participați, un câștig, un motiv de bucurie. Asta vine pentru Săgetător, pe neașteptat. Deci, legat și de un tânăr, poate îndrăgostit, de un artist, de un intelectual, de cineva care poate fi legat și de muncă creativă artistică, pentru că vă văd aici că vă puteți duce la un concert, la un spectacol undeva, unde puteți avea o popularitate, un câștig. Să acest bărbat cine vă susține în munca voastră, poate dacă sunteți voi persoane care sunteți într-o activitate creativă, poate fi și ceva creativ care faceți voi și aveți și succes financiar, dar și popularitate în același timp și acest bărbat puteți să-l cunoașteți pe ocazia acestor evenimente sau el e deja prezent și vă va susține, vă va aduce un câștig, un succes. Participați poate la un joc de societate care se va ducă succes, la un eveniment, deci vă văd aici că aveți niște pe neașteptate în locul vostru, poate veni și cum îl faceți voi, dar și cum și prin niște întâlniri care le aveți prin niște evenimente și prin propriul partener care aveți partener, care nu e posibil să aflați că cineva e îndrăgostit de voi. Văd aici un tânăr îndrăgostit care vă poate declara dragostea. Așadar, cam astea sunt mesajele care vin în acest moment pentru viitorul apropiat pentru zodia Săgetător, ascendent Săgetător. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!